Următorul subiect este intitulat Căderea Imperiului Roman de Apus. Înainte de moarte, Teodosius I, ultimul împărat roman, anii domniei 379-395, a împărțit Imperiul celor doi ficiori ai săi. După cum urmează, fiul lui mai mare, Arcadios, anii domniei 395-408, i-a dat parte de răsărit a Imperiului, mai bogată și cu tradiții culturale mai vechi, cu capitala în Constantinopol, care se va numi ulterior Imperiul Bizantin, denumire care derivă de la numele vechii colonii Bizanț, întemeiată în anul 660 a.C. de către coloniștii polisului grec Megara. Al doilea fiu, mai mic, Honorius, anii domniei 395-423, a primit partea de vest a Imperiului, ruinată și supusă invaziilor barbare. Din 396, Imperiul Roman a încetat să existe ca stat unitar în urma acestor diviziuni. Căderea Imperiului Roman de Apus este legată de activitatea lui Odoacru, primul rege barbar al Italiei. Odoacru era fiul regelui din neamul germanic al Scirilor. În ajunul prăbușirii Imperiului Roman de Apus, el era comandantul detașamentelor de mercenari, sciri, ruși și heruri, care se aflau în serviciul gărzii imperiale. Cu sprijinul lor, la 4 septembrie anul 476, Odoacru l-a detronat pe ultimul împărat roman, un băiat de 15 ani, care a domnit din octombrie 475 până în septembrie 476, Romulus I Augustulus, care a trimis regalele Imperiului la Constantinopol, asumându-și titlul Odoacru de patriciu la care s-a produs acest eveniment. El este considerat anul 476, acest an, anul căderii Imperiului Roman de Apus. Teodoric este de origine ostrogot. El intră în istorie sub denumirea de Teodoric cel Mare. El se află în fruntea grupului ostrogoților din campania Panoniei. Și aceste neamuri au rămas supuse hunilor, pe care i-a însoțit în expedițiile militare și de jaf din Galia și Italia, până la moartea lui Atila, 453. Al doilea grup de ostrogoți, stabiliți în peninsula balcanică, au fost în serviciu militar al Imperiului Răsărit și a cunoscut un moment de glorie, începând cu cel legat de numele lui Teodoric cel Mare, 475-526. De origine gotă din neamul Amalilor. În așa mod, noi am văzut că existau două grupe de ostrogoți. Grupul ostrogoți din Câmpia Panoniei și grupul din peninsula balcanică. Teodoric a fost rege al ostrogoților din anii 475 și al Italiei din anii 493-526. El a fost educat la curtea bizantină, unde a fost lăsat ca ostatic la vârsta de 9 ani. Teodoric pătrunde în anul 488 în Italia, învinge pe Odoacru, lângă Aquileia și Verona, la 27 septembrie 489, apoi asediază Ravenna, 490-493, pe care a transformat-o în reședința sa. În același an, în 493, la 5 martie, Odoacru și Teodoric încheie pace. Ei au împărțit între ei cârmuirea Italiei. La 15 martie, anul 493 însă, Teodoric poruncește slugii sale să-l omoare pe Odoacru. Sluga se teme să facă acest lucru și atunci Teodoric l-a omorât pe Odoacru, pe fiul și suita lui, cu mâine proprie. După,
Teodoric a cucerit Italia, iar în 495 Teodoric încheie cu împăratul bizantin Anastasios, 499-518, o înțelegere conform căreia Teodoric a fost recunoscut ca împuternicit al Imperiului Bizantin în Italia. El însă a cârmuit de sine stătător. Domnia lui are, în timpul domniei lui, are loc o redresare a economiei, deoarece pacea a durat în timpul lui Teodoric timp de 30 de ani. În această perioadă se dezvoltă comerțul, la curtea lui se află doi învățați mari ai vremii, Boethius și Cassiodorus. Fiica lui Teodoric, pe nume Amalasunta, a devenit regină conducere începând cu anii 526. Amalasunta a cărmuit regatul ostrogoților în anii 526-535. În anul 534 moare fiul Amalasuntei, pe nume Atanaric. Ea propune atunci corona ca co-guvernant soțului său Teodat, din porunca căreia ulterior a fost sugrumată. Coșbuc are o poezie intitulată Regina Ostrogoților, în care descrie în detalii modul în care a fost omorâtă Amalasunta de către Atanaric. După moartea lui Teodoric cel Mare, 526, la Ravenna erau două partide. A. Pentru menținerea alianței cu Constantinopolul și B. Pentru independența Italiei, a ostrogoților. Însă, în timpul acestor discuții, mai bine zis în anii 527-565, Justinian reușește să cucerească Italia cu ajutorul a doi comandanți talentați ai Imperiului Bizantin, pe nume Belisarie și Narses. După aceasta, cu ajutorul lor, el a supus întreaga peninsula Penină. În anii 542-552, în Italia de Nord, este ales ca rege al ostrogoților Totila sau Baduila. Acesta a fost conducătorul luptei ostrogoților împotriva armatelor Imperiului Bizantin. Războiul lui Totila cu armatele bizantine a avut câteva etape. În prima etapă a războiului pentru supunerea Italiei, armatele Imperiului Roman de răsărit au obținut succes însemnate. Ele au reușit să ocupe Dalmația, Sicilia și teritoriile Italiei propriu-zise până la câmpia Padului, inclusiv cele două capitale ale Imperiului Roman târziu, Roma și Ravenna. Devenit rege, Totila a luat un șir de măsuri pentru a slăbi influența marei aristocrației romane, care susținea cuceririi bizantine. A doua etapă are loc între anii 541-552. Etapa a doua se caracterizează, pe de o parte, prin confiscarea pământurilor aristocrației romane de către Totila, 2. Eliberarea unei părți a colonilor și a sclavilor pe care i-a înrolat în armata sa Totila. Ca rezultat al acestor măsuri întreprinse de Totila, în anii 542-551, a fost cucerită o bună parte a teritoriului Italiei centrale și de sud, apoi Roma, Sardinia și Corsica. Justinian însă întreprinde între anii 527-565 noi măsuri, mobilizează forțe mari împotriva lui Totila. Este trimis din nou Narses, care în anul 552, în bătălia de la Tadina sau Tagina, înfrânge pe Totila, rănit mortal. După victorie, Imperiul Bizantin a cucerit Italia. Regatul Ostrogot a fost cucerit ulterior de către Imperiul Bizantin. Cu aceasta, istoria ostrogoților se încheie fiind cu cucerirea Imperiului Bizantin, care, repetăm încă o dată, are doi conducători militari iscusiți, Belisarie și Narses.